O nu-ți aduce vești proaste, pandemia s-ar putea să afecteze economia mondială chiar de două ori mai tare decât ultima criză financiară. Colega mea, Ami, a studiat previziunile și este acum în direct. Ami, cu cât a scăzut economia, de fapt. Monica, raportul ONU arată că economiile statelor dezvoltate au scăzut cu 5,6% anul trecut, în timp ce economiile țărilor în curs de dezvoltare au scăzut cu circa 2,5%. De asemenea, să știi că datoria publică totală la nivel mondial a crescut cu o valoare estimată la 9,9% mii de miliarde de dolari în 2020. Aceasta, zice ONU, este cea mai mare creștere a datoriei publice după cel de-al doilea război mondial. Și care sunt previziunile pentru anul în curs? ONU preconizează că marile economii vor avea o revenire de circa 4% în 2021, iar în ceea ce privește economiile în curs de dezvoltare, acestea vor avea anul acesta creșteri de 5,7%.